Dacă te găsești în situația în care ți se pare că nu mai știi încotro să o apuci, atunci mesajul de astăzi ți se adresează în mod direct. Iată promisiunea din Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Dumnezeu ni se arată aici ca un Dumnezeu al noului, un Dumnezeu creativ care are întotdeauna soluții pentru orice problemă. În versetele anterioare, profetul făcea referire la extraordinara eliberare din Egipt și soluția inovatoare a lui Dumnezeu de atunci, de a croi un drum prin mare. De data aceasta, Dumnezeu se adresează poporului Israel care se găsește în exilul babilonian. Iar făgăduința lui Dumnezeu pentru ei este că va face un drum prin pustie. De ce? Dacă vom consulta harta regiunii, vom observa că drumul din Egipt spre Canaan intersectează într-adevăr Marea Roșie. Dar drumul dinspre Babilon spre Canaan nu întâlnește nicio apă, numai deșert. Constatăm deci că soluțiile lui Dumnezeu sunt mereu adaptate situației și intervențiile sale sunt orientate direct spre nevoile noastre. Am putea privi la trecut în mod nostalgic. Ce bine era pe vremuri, înainte era mai bine. Sau am putea privi la trecut cu regret. Îmi pare rău că nu am făcut, îmi pare rău că am făcut un anume lucru, ce bine ar fi fost dacă... În ambele variante, privirea în trecut nu ne face bine. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne mai uităm la cele vechi, să nu ne mai gândim la ce a fost înainte, întrucât asta ne împiedică să vedem ceea ce El are pentru noi în prezent și în viitor. Întorcându-ne privirea din trecut în prezent, am putea fi dezorientați ca într-o pustie. În pustie nu ai niciun punct de reper și orice direcție este posibilă, dar nu știi unde ajungi în orice direcție te-ai îndrepta. Lumea noastră în acest moment seamănă cu o pustie din acest punct de vedere. Sunt atât de multe direcții posibile și niciun punct de reper. De unde să știm încotro să mergem? Promisiunea lui Dumnezeu de astăzi este că El va face un lucru nou. Ceva ce nu a mai fost. Va face exact ce avem nevoie. Un drum prin pustie. Lasă în urmă trecutul cu toate nostalgiile și regretele lui. Privește înainte spre drumul pe care Dumnezeu ți-l deschide. Un drum nou presupune schimbare. Presupune părăsirea zonei de confort. Presupune curaj. Un drum nou este soluția pentru o viață nouă. Așa că cere lui Dumnezeu să împlinească în viața ta această făgăduință. Cere-i să îți arate drumul cel nou pe care l-a plănuit pentru tine și pășește pe el cu încredere.